Cam așa se desfășoară în prezent circulația pe podul rutier din municipiul Megidia. Acesta trebuie reabilitat cu bani de la Uniunea Europeană printr-un proiect accesat de primărie. Însă, deși cel de-al doilea termen de finalizare bate la ușă, lucrările nu par a fi în grafic. Mai mult de câteva zile, oamenii au constatat că atât muncitorii cât și utilajele au dispărut. Oamenii care tranzitează zona sunt uimiți și supărați în același timp. Nu pot crede și mai ales nu pot înțelege de ce lucrările au fost oprite. Cam sistemul mercului așa. Mai rău, păi mai vezi pe cineva lucrând, e ora 8. Deci, normal trebuia să te lucreze, nu? Cu viteza mercului, foarte încet. Am înțeles că sunt cei care au făcut și parcul și o măgărie și acolo. Ca la noi, la nimeni. În altă ordine de idei. O să vină și la anul să lucreze aici. Asta e sigur. După câte îmi dau seama, dacă termină partea aceea până în septembrie-octombrie, la anul o să înceapă și pe aici. Întrebat despre situația podului rutier din Megidia, primarul Marian Iordache a dat un răspuns evaziv. De la începutul acestei săptămâni, constructorul a luat decizia suspendării lucrărilor pentru o perioadă de timp limitată, perioada în care dorește niște clarificări în legătură cu derularea contractului. Facem toate eforturile să facem toate clarificările necesare constructorului, astfel încât în foarte scurt timp lucrările să se reia. Oamenilor nu le rămâne decât speranța că reabilitarea podului va fi totuși dusă la bun sfârșit. Până atunci însă nu au decât să circule cu viteză extrem de redusă pentru a nu-și distruge mașinile.